Este haos în aeroporturile din Europa, mii de zboruri au fost deja amânate sau anulate, pasagerii au fost nevoiți să doarmă pe jos sau pe scaune în sălile de așteptare. Probleme majore au fost în Germania, Roma și la Lisabona. Totodată, sute de români au fost blocați pe aeroportul din Creta. Deși este abia începutul sezonului vacanțelor, traficul aerian este în creștere. Se așteaptă să fie o vară a recordurilor din punct de vedere al numărului de călători. Pe aeroportul Fiumicino din Roma, sute de români au rămas blocați după ce zborul spre București a fost anulat cu o seară înainte. Inițial, pasagerilor le-a fost comunicat faptul că întârzierea va dura aproximativ 20-30 de minute, dar aceștia nu au putut să urce în aeronavă nici după 3 ore de așteptare. Zborul a fost anulat, iar compania aeriană le-a pus la dispoziție sutelor de români un hotel la care pot petrece noaptea, dar fără a le fi asigurată mâncarea. Probleme au fost și în Lisabona. Pasagerii au așteptat ore în șir pentru a se întoarce acasă. Nimeni nu le-a oferit informații. Întârzierile au legătură și cu vacanțele pe care cei mai mulți și le planifică exact în această perioadă. Iar peste asta s-a suprapus și campionatul european de fotbal, așa că cererea pentru zboruri a fost mai mare decât în mod normal. Și în Marea Britanie sunt probleme. Turiștii au fost avertizați cu privire la haosul din vacanța de vară din cauza unor noi greve ale controlorilor de trafic aerian. Datele pentru cele mai recente acțiuni sindicale urmează să fie anunțate în zilele următoare. Numai în ultimele două săptămâni, aici, pe aeroportul din Otopeni, au aterizat și decolat peste 5400 de aeronave. În această lună, traficul aerian a semănat cu vârful sezonului estival la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Creșterea traficului aerian este evidențiată de datele Organizației Europene pentru Siguranța Navigației Aeriene pentru perioada 17-23 iunie, în timpul căreia Grecia a fost printre cele 10 țări europene cu cea mai mare activitate de zbor. Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul de zboruri, sosiri și plecări pe zi a crescut cu 4%, ajungând la 2335, Grecia ocupând locul 7 în funcție de creșterea traficului aerian. Potrivit datelor, spațiul aerian european a înregistrat într-o singură zi aproximativ 450.000 de minute de întârziere, dintre care 360.000 din cauza condițiilor meteorologice cu întârzieri semnificative de peste 3 ore.